Două biciclete au fost furate din curtea unui bloc locativ din capitală. Pe acest caz a fost reținut un minor de 15 ani. Victima, un locuitor al blocului locativ amplasat pe șoseaua Hâncești din cartierul Telecentru, a apelat la poliție în data de 26 septembrie, comunicând că i-au fost furate două biciclete în valoare totală de 19.000 de lei. Momentul comiterii infracțiunii a fost înregistrat de camerele de supraveghere instalate în ogradă. În imagini se vede cum doi necunoscuți, prin acces liber, pătrund în curtea blocului, iar la scurt timp părăsesc locul cu două biciclete. După mai multe căutări, unul dintre suspecți a fost identificat și reținut. La audieri, el și-ar fi recunoscut complet vina. Prin ce ai fost reținut de colaboratorii poliției? Că am luat două biciclete. De unde le-ați tras? Din Chișinău. Anume, de unde? La Prolecul. La Telecentru? Da, de acolo. Minorul a declarat că a sustras bicicletele pentru a se plimba. Menționăm că băiatul a mai comis anterior infracțiuni similare. Ulterior, bunurile au fost găsite și urmează să fie returnate proprietarului. Pentru această infracțiune, minorul riscă pedeapsă cu amendă sau cu detenție pe un termen de până la 4 ani. Poliția continuă cercetările cu scopul identificării și celuilalt complice.